Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, ne facem părtașul unui cuvânt asupra căruia au privit părinții noștri și de mii de ani privesc cu oamenii, care însă nu s-a epuizat cu trecerea timpului. Având în vedere că este un cuvânt viu, cuvântul lui Dumnezeu, el continuă să dea valori peste valori și străluciri peste străluciri și să ne ajute să vedem cu ochii ceea ce n-am văzut, n-a văzut Ghiazi la un moment dat, dar a văzut după aceea. Aș vrea să legăm întâlnirea noastră de seară cu cea prezentă, afirmând faptul că nu bărbatul este după chipul lui Dumnezeu, nu femeia este după chipul lui Dumnezeu, ci bărbatul și femeia formează omul și acesta este după chipul lui Dumnezeu, adică legătura dintre ei. Acesta, acesta este lucrul pe care l-a exprimat Dumnezeu în creierea și nașterea familiei. Este impropriu să numim bărbatul om. Biblia nu spune acest lucru. Știu, e convențional, e cultural, așa zicem toți, așa este. Dar Biblia spune, le-a dat numele de om. Numele de om aparține familiei. E soț și soție, este femeia și bărbatul. Omul, cel pe care îl numim om, om și femeie, nu, este, om este bărbat și femeie. Nu, nu știu dacă putem să schimbăm semantica aceasta, că mai repede întorci Dunărea înapoi decât să faci unele schimbări de felul ăsta, dar cel puțin înțelegerea termenului acestuia. Da, absolut, absolut. Chipul lui Dumnezeu a fost reflectat acolo, în ei doi, i-a făcut, făcut după chipul lui Dumnezeu. Plural, pe ei. Acum, în același timp, fiecare dintre ei purta chipul lui Dumnezeu, e ceva din matematica infinitilor aici. Infinit plus infinit fac infinit. infinite și, și alte lucruri de felul acesta. Este ceva legat de prezența lui Dumnezeu, care e deplină, e totală, e dăruită, nu? De plin. Dar lucrul acesta a fost supus unui plan etern al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a dorit să umple pământul cu cunoștința aceasta. Chipul lui Dumnezeu este relația dintre soț și soție, chipul lui Dumnezeu este relația dintre părinți și copii, chipul lui Dumnezeu urmează să umple tot pământul și acest lucru s-a făcut pe bază de jurământ. E te un om care se jură pe copii, pe ce nu, nu are săracul, nu stai lui, dar el se jură pe ei sau pe diverse, pe ochi, pe toate. În cazul nostru, scrie Biblia, Dumnezeu a jurat pe sine însuși, pentru că nu era un altul mai mare, a jurat pe sine însuși și a spus așa cum este scris în cartea profetului Isaia, capitolul 45, versetul 23, pe mine însu mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea, orice limbă va jura pe mine, fără să aplece Dumnezeu de spinare pe cineva în genunchi. El nu face fapte de felul acesta. El prorocește aici, el jură, el afirmă, spune că pământul acesta pe care stăm noi va fi plin nu de populație sau de alte lucruri, ci plin de cunoștința Domnului. Acesta este subiectul cel mare. Pentru împlinirea acestui plan, Dumnezeu a născut familia. Pentru împlinirea acestui plan. Și așa cum ne-am înțeles aseară, femeia nu a fost creată pentru că omului lipsea ceva. Și a fost creată pentru că el nu era acel ceva și nici nu putea deveni altfel niciodată. Acesta a fost rostul creierii familiei și prin ea Dumnezeu dorea să-și exprime chipul în lume. Vorbim lucrurile acestea pentru că în ce le vom primi, nu ce le vom auzi, în dată ce le vom primi în viața noastră, se schimbă casa noastră, imediat. Se schimbă umblarea, vorbirea noastră, purtarea noastră, când ne dăm seama care este statutul nostru pe acest pământ. Obiectivul atacului șarpelui, cel de-al doilea punct pe care îl discutăm în care nu a fost Adam sau Eva. Obiectivul. Nu. Obiectivul a fost legătura dintre ei. Acolo a tras el, acolo s-au dovedit ei vulnerabili și acolo s-a produs fisura în acest singur trup creat de Dumnezeu prin și din aceste două ființe. Acolo. Acolo a tras diavolul. Și imediat după păcat s-a auzit eu și s-a auzit tu și s-a auzit tu. Imediat acolo s-a spart legătura. Pentru că Dumnezeu a creat, a născut un singur chip, un singur trup. Asta cum este un singur trup? Ce? E un trup cu două capete? Nu. Un singur trup nu înseamnă eu ca tine sau tu ca mine. Un singur trup înseamnă eu ca Isus și tu ca Isus, după chipul lui, și nu de A egal cu B, B egal cu C, de unde rezultă C egal cu A. Este o ecuație foarte simplă. Foarte simplă aceasta. Aceasta înseamnă un singur trup. Datorită înțelegerii acesteia grav greșite. Că un singur trup înseamnă ca eu să devin o copie anonimă a ta sau tu să devii o copie anonimă. Datorită acestui lucru, lumea noastră a suferit imens fără să fie necesar. Nu era necesar lucrul acesta. Dar a devenit necesar, a devenit cauzal, inevitabil a devenit în momentul în care omul s-a despărțit de adevărul lui Dumnezeu cu privire la un singur trup. Un singur trup înseamnă identificarea ta cu Isus, Hristos în tine, Hristos în tine și El este prezent în noi. Nu se poate spune despre familia lui Iov că nu era o familie, un singur trup. Dar a venit un moment în care drumurile lor s-au despărțit. Nu pentru că s-au despărțit unul de altul, nu s-a întâmplat treaba aceasta, au continuat viața de familie, ci pentru că S-au apropiat sau s-au depăr depărtat de chipul lui Dumnezeu cu care noi suntem chemați să fim una. De acolo vine lucrul acesta. Cum se întâmplă așa ceva? În niciun caz, cum am cântat noi în prima cântare de deschidere aici, care a zis: Ferice casa unde tu, Isuse, ești. Musafir? U. Uh. Păi, un musafir. Vine și te uiți la aceea când pleacă mai repede. Dacă e musafir, nu este chemat să fie musafir. Nici așa cum uneori spunem noi la programe, ne rugăm, Doamne, fii oaspetele. Oaspete? Tu ești oaspete în casa lui Dumnezeu, Da, ți-a spus acolo, nu mai ești nici străin, nici oaspete, nici tu cu atât, mai puțin domnul. Cum îi spui lui că e oaspete în casa lui și bine ai venit, bine ai plecat? Nu se întâmplă asta. Acest lucru se va realiza și se realizează în casa în care prezența lui Dumnezeu este continuă, este desăvârșită. Acesta este planul inițial al lui Dumnezeu. Mă interesează foarte mult când conduc o ceremonie de nuntă, ce își zic unul altuia, cei doi? De unde zi scria o doamnă că jurămintele pe care le-a scris, cel ce urma să devină soț a scris așa. Inelul de nuntă, dacă va dura trei luni căsătoria noastră, cer să-mi dai înapoi inelul de nuntă. Trei luni, dacă va dura. Dacă va dura trei ani, este mărturia personală aceasta a unei persoane. Dacă va dura trei ani, îl vindem și împărțim prețul în două. Iar dacă va dura 10 ani, rămâne la tine. Așa i-a scris dumnealui în jurămintele astea de, de, început. Și nu mă mir de el că a scris așa ceva. Nu. Biblia spune, nebunul zice nimeni lui, nu e niciun Dumnezeu. Am înțeles asta. Dar mă mir de cine a semnat o astfel de hârtie, a semnat. Jurămintele de la început adevăratele jurăminte care s-au produs înainte de căderea în păcat sunt așa. Iată în sfârșit ceea ce înseamnă asta căutam. Os din oasele mele, carne din carne mea, parte din ființa mea. Așa era literal. Literal era așa. Dar aceasta nu era o, nu, nu era o simplă afirmație, uite ce văd eu, ce constat eu aici, a? ci era un jurământ de credință asupra felului cum el va privi pe cea de lângă el. Acest lucru e colosal, este colosal. Spre aici conducea Dumnezeu omenirea, cu aceasta vrea să acoperi el pământul cu cunoștința lui Dumnezeu. Așa că în epistola către Filipen, Pavel reia lucrul acesta și spune că în numele lui Isus se va pleca orice genunchi. Ne îndreptăm spre așa ceva în care întreg pământul va fi plin de cunoștința Domnului, cum este fundul mării de apele care îl acopăr. Sigur că nu, cineva nu poate crede sau nu poate procesa așa ceva sau cineva va spune după Pavel, păi da, nu se vede așa ceva în lumea noastră, se vede că mergem în partea altă. Nici o problemă. Nu uita că Dumnezeu a jurat! A jurat că lumea aceasta, planeta aceasta, familia noastră, familia bisericii, familia umanității va fi de așa natură încât orice genunchi din ea se închină lui Dumnezeu. Aceasta, aceasta nu este o vorbă în trecere, ci este un jurământ al lui Dumnezeu spus în numele Lui. Cine îndrăznește să gândească faptul că acest lucru nu se va împlini vreodată, indiferent cum apar lucrurile la un moment dat? Iubiții mei, întrebarea mare pe care o ridică studiul nostru de astăzi este însemnătatea înțelegerii naturii și originii familiei noastre. Și este asta în care suntem. Cei mici au enunțat aici o întrebare, dar ați observat care a fost întrebarea lor? ce stare. Așa, bine, ați, ați răspuns. Cine oare ne-a creat? <laughs> Asta au întrebat ei, dar nu zice cine m-a creat. Cine ne-a creat? Să uitați spre tată, să spre mamă, să spre frate. Cine ne-a creat, frate? Cine ne-a așezat? De unde venim? Ce se întâmplă aici? Cine oare ne-a creat? În momentul în care înțelegem și avem răspunsul la această întrebare, sau mai degrabă spus, primim răspunsul la această întrebare, atunci lucrul acesta se transformă în martorul lui Dumnezeu pe pământ. Părinții devin martorii lui Dumnezeu pentru copiii care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Așa scrie despre ei în Biblie. Și cred că ați observat lucrul acesta și în cuvintele lui Moise, dar și în Iona. El spune că Dumnezeu a salvat cetatea Ninive datorită celor care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Fie că se referea la oameni care nu aveau cunoștință aceasta, fie că se referea la, la, copii. Datorită lor, zice, sunt atâți aici. M-am bucurat în că astăzi am pus la înaintare copiii noștri, fiindcă undeva în adâncul sufletului nostru Înțelegem că acest cuvânt este scris pentru ei. Și mai înțelegem altceva, că noi nu putem fi orice fel de oameni în momentul în care la masa noastră și în casa noastră sunt unii ca ei. Noi nu putem fi orice fel de oameni. În domeniul acesta, ipocrizia ajunge până la talpa iadului. Se afirmă grijă față de copii, față de viitorul copiilor. Și în realitate se comite cea mai cumplită trădare împotriva acestei clase de nevinovați. Dacă acest copil nu știe să deosebească dreapta de stânga, ce cauți în clasă când el are 5 ani și predai perversiuni sexuale? De ce faci treaba asta? Tu sau tu? Dacă, dacă el nu știe să deosebească. Dacă El se uită la tine ca învățător sau ca învățătoare, dacă El se uită la tine ca la Domnul Hristos, și tot ce spui tu este lege și adevăr și știi bine că e așa. Știi că El nu va deosebi niciodată cuvintele tale bune sau rele. Pe tot ce spui tu este ca și când ar vorbi Dumnezeu. De ce spui? De ce torne așa ceva mintea Lui? citeam ieri că sunt două mașini de spălat în casă. Una de spălat rufe și una de spălat creierul pe ecran sunt acolo. Lucrul acesta însă merge mult mai departe. Tata și mama nu reprezintă soțul și soția, bărbatul și femeia, familia și așa, ci reprezintă pe Dumnezeu. Copiii nu au un alt Dumnezeu decât acela pe care îl văd aici. Și prin el, vor ajunge la cunoștința Dumnezeului care cine oare ne-a creat. Vor ajunge, prin ei vor ajunge la cunoștință. De asta copilul acesta mic de trei ani întreabă pe mama lui în timp ce îi citea povestea, în Loma Linda se întâmplă, în timp ce îi citea povestea, o întreabă. Mamă, Iisus este tot atât de bun ca tine? A trecut de la bunătatea omului la bunătatea Domnului. Aceasta este. Și eu nu trebuie să uit acest lucru niciodată, că sunt privit de copiii mei în acest fel. Ba, încă sunt privit și de lume, cumva, și de cei care mă înconjură, și de adunare, și de mai ales de societate, de oameni. Așa sunt privit. Nu trebuie să uit acest lucru și el va da culoare și putere mărturiei vieții noastre despre Dumnezeu. Tot umblă oamenii și încearcă. Nu știm care e sensul vieții, care e scopul vieții, bla, 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 scrie Victor Frankl acolo, man in search for meaning, omul caută înțelesul, unul altă. și nu găsește deloc înțelesul. Nu, nu se poate găsi înțelesul acesta în izolare. Nu, pentru că omul nu, omul nu este creat în izolare, ci este creat în relație. Aceasta înseamnă om, și lucrul acesta se poate înțelege și poate să devină o lumină dacă este privit în, în contextul acesta. Atunci vom înțelege clar care este rostul vieții noastre, care este calea pe care mergem, în lumina acestui lucru, în relația noastră cu cei din jurul nostru. Dincolo de casa noastră, copiii noștri vin aici, în adunarea noastră și... Cel care a spart la început legătura între soț și soție, cel care a mutat vrăjmășia dintre om și șarpe, a mutat-o între bărbat și femeie, în cadrul familiei, a mutat conflictul interior, așa face și aici, în casa lui Dumnezeu. El pune oameni unii împotriva altora, ca să distrugă mărturia lui Dumnezeu față de această clasă care a cântat înaintea noastră, astăzi. Acest lucru se întâmplă. Nu-i da concursul. Vină, vină, răul biruiască, distrugă, spulbere, dar nu cu ajutorul tău. Tu nu ești parte din aceasta. Pavel a spus, sunt curat de sângele vostru. Eu, cuvântul acesta nu poate fi spus decât dacă nu te faci părtaș acestor lucruri, nici în casa ta, nici în casa lui Dumnezeu. Ați văzut când noi avem covid dar ne trebuie și COVID și conștiință. Dacă avem numai COVID, oricât de bolnavi suntem, zicem, fraților, tot am venit. Cât de bolnavi sunt, tot am venit. Și e clar că după ce ai venit tu, în urma ta s-au întâmplat lucrurile acestea. Trebuie să avem și COVID și conștiință. În momentul în care ai COVID și conștiință, stai cu minte. În momentul în care simți un alt fel de rău în viața și sufletul tău, nu l aduci în familia ta, ci, cum spunea poetul, scutură-l la afară, lasă-l la, dincolo de prag, nu intra cu el în casă. Când pășești peste prag, râzi și cântă. O, băi, cum să cântăm cântările pe un așa, pe un așa loc ca acesta, cum în dimineață? Care într-adevăr, rupe sufletul. Fă lucrul acesta în puterea lui Dumnezeu. Nu duce în casă la tine așa ceva. Nu. Nu duce în adunare nici de cum așa ceva. Nici atât în lumea în care suntem. Nu duce lucrurile acestea cu tine. Mai modern au fost inventate niște otrăvuri de furnici. Mai modern. Și nu mai sunt cu pompa cu asta acum. Ce altfel? Sunt dulci, sunt foarte plăcute furnicilor. Și atunci le pui pe o hârtie, furnicile îi iau din ele și de grabă se duc cu dulceața asta în cuib. Și cuibul este mort a doua zi pentru că ele au dus o treabă mortală acolo. n știu știut lucrul acesta, dar așa se întâmplă. Învață de la viețuitoarele pământului să parți cu oamenii numai acele valori despre care vorbește Biblia, tot ce este bun, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este adevărat, tot ce este înălțător, tot ce este vrednic de închinare la Dumnezeu, aceea să te însuflețească. Asta spune Domnul. Noi nu înfruntăm vrem ușoare. Și vreau să înțelegem bine lucrul acesta pentru că ne găsește dormind altfel. Bom, chiar s-a mirat unul dintre lucrători și a zis, domnule, dar cum de a ajuns buruien aici când nu te văd pe tine să semeni tu așa ceva în adunare? Nu te văd sau în familia, nu? sau în lume. Se bată o țară cu alta, o moară, sânge cu tare și președintele Indiei a spus președintelui Rusiei, domnul președinte, a trecut vremea cu bătaia, acum stăm la masă, discutăm altfel. Și te întrebi asupra acestui lucru. Dar, iubiții mei, vremea în care trăim noi astăzi a făcut din noi, oamenii, mesagerii lui Dumnezeu în casa noastră. După cum, fără știință, ființele astea duc în casă o treabă și moarte, noi suntem chemați să ducem în casa noastră cunoștința de Dumnezeu. Nu știu ce o să putem să lăsăm pe hârtie copiilor, le las căruța, le las plugul, găinile, nu știu ce o să putem să lăsăm, dar un lucru trebuie neapărat scris acolo în hârtie aceasta, las moștenire copiilor mei sau adunării cunoștința de Dumnezeu. Acest lucru trebuie neapărat să fie scris în Scripturi. Nu este tot una să trăiești într-un fel pe pământ sau să trăiești fel. Nu este tot una. Pentru omul care a scos pe Dumnezeu din gândurile lui, sau cel puțin încearcă, dar Dumnezeu este prezent prin absență la cei care gândesc că se poate trăi fără Dumnezeu, nu este tot un acum trăim. Ați văzut la știri că a murit fratele Dan Cojocea în Australia, 43 de ani. A murit în ocean. A murit în necat. Dar știți ce a zis? Eu o să vedeți programul acasă că mergeți. Știți ce zicea el din sicriul lui de acolo? Nu mă plângeți pe mine care a murit, a murit salvând patru copii. Niciodată acești copii nu vor uita că sunt vii pentru că au fost salvați. După cum nici în cântarea copiilor, cunoștința de Dumnezeu care a venit prin bunici nu este uitată. Niciodată copiii acestea nu vor uita. Dar el zicea din Sicriu: Nu mă plângeți pe mine care am murit salvând copiii. Plângeți pe învățătoarea aceea care merge în clasă și distruge sufletul copilului de 5 ani sau de 7 ani sau de 12 ani. Plângeți-l pe psihologul acela care îi dă pase psihologice unui tânăr până nu știe ce, ce este. Nu mai discutăm cine este. El nu mai știe ce este. Plângeți-l pe acela, vrea să spună el s a murit salvând copii. Este o mângâiere atât de mare încât am văzut familia că a fost echilibrată de Dumnezeu în durerea ei cumplită, a pierderea acestui mare și bun om, a fost echilibrată prin faptul că omul acesta și-a dat și și-a închinat viața salvării copilului. Ce se va scrie în raportul vieții mele? Ce se va scrie în raportul vieții tale? Este extrem de important. Nu uitați că primul lucru, primul obiectiv al diavolului a fost distrugerea legăturii de familie. Acesta a fost primul lui obiectiv. În momentul în care a pus doi oameni unul împotriva altuia, după aceea s-au născut doi copii care erau diferiți, după aceea avem două clase în omenire, dreapta și stânga, oi și capre, până la sfârșitul lumii. Acolo a dus fisura aceasta cumplită de-a lungul istoriei. Nu uitați acest lucru. Și nu vă lăsați înșelați, iubiții mei, de etichete sau de aparențe. Cel ce desparte lumea noastră în dreapta și stânga este numele lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați citit, da, dar acum o să citiți. Bucuria mea este întotdeauna să, să deschid un, un cuvânt de felul acesta, care și voi îl duceți mai departe. Printre primele măsuri care au fost luate de regimul ateu din Rusia, o, atenție, nu vă, să nu vă înșele cuvântul comunism, Asta nu este adevărul, ăsta este instrumentul, adevărul este ateismul și nu este vorba de ateism. Păi dacă nu e niciun Dumnezeu, de ce lupți împotriva Lui? Dacă nu este. Asta ar fi. Ateismul nu există așa ceva. Primele măsuri care au fost luate în Rusia imediat după instalarea ateismului a fost distrugerea familiei. Era din 1842 în, în, în documentul acesta numit Manifestul Comunist. Marx și în special Engels. Engels a, a, a împins cât a putut de tare și s-a scris acolo că legăturile de familie, în manifestul comunist, legăturile de familie, iubirea aceasta, părinți, copii, familie, chestii care cântau copiii noștri, de ce devin tot mai scârboase. Pentru un demon, așa este? Mă gândesc. Nu știu cum o fi, să fi diavol, dar pentru un diavol, cred că sunt mult. De nesuferit. suferit. Asta scrie acolo. Și nu vă înșele eticheta aceasta, comunismul. Nu, nu. Acesta a fost doar un instrument pentru implantarea urii împotriva lui Dumnezeu. Și nu-l vedeți numai în Rusia, îl vedem prezent aici, la noi, unde se numește lumea liberă, și îl vedem prezent peste tot. Până acolo, încât statele lumii de astăzi care vor să se dezvolte și să aibă acces la progresul omenirii sunt condiționate de distrugerea familiei. Dacă semnezi, dacă semnezi distrugerea familiei, îți trimite mâncare și dacă nu semnezi, nu. Aceasta a devenit o condiție politică. În 1919, imediat Ungaria a ajuns și pe acolo niște semințe din aceste roșii, și repede avem Republica Populară Ungară. În 1919, nu vorbim de ceea ce a fost mai târziu, ci atunci, în 1919, a fost prima încercare și un guvern ateu a luat în stăpânire țara. Puteți să-mi spuneți care a fost prima măsură pe care a luat-o acest guvern ateu? Nu știți, dar o să căutați acasă și o să știți. Au pus un comisar cu educația, primul lucru peste Ungaria, și acest comisar a instruit învățătorii să, să spună copilului să șurească și să scârbească părinților. Prima lecție, primul lucru pe care l-au făcut, oriunde au ajuns oamenii aceștia. De ce? Dacă diavolul a ales această armă împotriva lui Dumnezeu, legătura dintre tată și mamă, soț și soție, dacă a tras acolo și a rupt în două, nu au cum oamenii fără Dumnezeu să, aleagă, să găsească un instrument mai serios decât acesta. E adevărat ce a spus domnul Modi, președintele Indie, că a trecut vremea cu bătaia. Nenorocirea este că a venit vremea cu minciuna. Asta e mult mai gravă decât ciomagul, decât tunul, decât tancul. E mult mai gravă. Este atât de subtilă de aparența de dulce și furnică care acasă la ea. S-a promis femei în, în Rusia ateie, e liberare, nu o să mai speli vase, femeie, vai de mine cine mi-ești, nu o să mai spel vase, nu o să mai ai gospodărie. Nu o să mai ai grijă de copii. Îi faci și arunci aici la noi și așa se face că femeile erau o turmă pe câmp care săpau continuu și o altă femeie avea grijă de 80 de copii la o troacă cu mâncare. Citiți atrocitățile acestea. Aceasta se ascunde în spatele necredinței în Dumnezeu. Și cel mai important instrument este distrugerea familiei, dar tu să n-ajuți la așa ceva. Tu să nu duci la tine acasă, dușmania asta între tine și soție, sau soț și soție, sau părinți și copii, să nu duci acasă. Tu nu, tu nu coopera în așa ceva pentru că face parte dintr-un plan mult mai groaznic. Când ungaria a văzut că au venit copii acasă, și îmi spunea și tatăl cuiva care este aici acum, și mi-a venit copilul de la o întâlnire de copii, și avea o față ciudată. A zis că fi bolnav, ori în am s-a întâmplat. Ce mă cu tine? El s-a uitat la mine așa, străin, pustiu și... ce a făcut acolo? N-am voie să spun. Nu ai voie să spui? Ia, vecine, vină cu ce puțin. Știu că tu ai fost bucătărea asta acolo unde a fost întâlnirea asta de copii. Ce a învățat Dumnezeu în timpul cât a stat acolo? Nu știu vecine, pentru că nu mi-a dat voie să stau de la 200 de metri. N-am avut voie să stau acolo să văd ce învață. Între altele, li s-a spus acestor copii care aveau sufletul deschis față de părinți, părintele tău, dușmanul tău, niciodată să nu-i spui ce s-a întâmplat aici. N-avem voie să spunem. Nu mă plângeți pe mine, a zis omul ăsta din Australia care a murit la 43 de ani. Plângeți-l pe ăsta care a rupt copiii de lângă părinți și a rupt părinții de lângă copii. A tăiat legătura aceasta. Plângeți-l pe acela care a învățat să șurească părinții, să-i disprețuiască, să-i consideră într-un fel sau altul, să se poarte față de ei ca și când ar fi dușmanii vieții pe pământ. Pe ăsta plângeți-l. Acesta chiar este de plâns. Însă Revenim la permanenta paradigmă. Nu este vorba de vânzător. El va răspunde în fața lui Dumnezeu pentru mărfurile care le-a vândut. Și este vorba de cumpărător. Tu, ca soț, soție, părinte sau copil în familie, tu nu vei cumpăra niciodată astfel de mărfuri. Și tu, care ești o mamă în Israel și un tată în Israel, vei trăi în lume de așa natură încât, spune Pavel, să nu sem gura live din casă în casă să ducă astfel de lucruri spre distrugerea acestor copii. Israel se va ce vor fi copiii noștri, ce vor face copiii noștri, vor fi deja copiii noștri. Toat, toată călătoria în deșert a fost legată de lucrul ăsta. Da? Sunteți preocupați de soarta copiilor voștri? Atunci ce stau murmurările împotriva lui Dumnezeu? Dacă, dacă voi vreți să vă gândiți la copiii voștri, de ce murmurați și cârtiți împotriva lui Dumnezeu? De ce vă bateți joc de slujitorul pe care l-a trimis Dumnezeu? De ce vă bateți joc de Dumnezeu dacă spuneți că aveți copii pe suflet, vai, copiii noștri vor fi deja, tinerii noștri vor termina, vom fi omorâți cu sabia și așa mai departe? Și moi se spune, zice, uite, cei despre care voi ați mințit că vă interesați în timp ce ați trăit o viață atât de nenorocită față de ei și ați așezat cel mai cumplit exemplu în fața lor, acești copii despre care ați vorbit așa, zice, ei vor intra în țară și voi niciodată nu veți călca acolo unde n-ați aparținut practic niciodată. Este vremea să ne oprim și așa cum spunea poezia, e vremea să te întrebi și tu ce ești unde te găsești. Mai ales încotro te îndrepți. În întâlnirea noastră viitoare, o să urmărim aceste două drumuri care sunt pe pământ în continua lor despărțire până la despărțirea totală. Dar rugăciunea și rugămintea cu care s-a încheiat poezia pe care noi am ascultat-o, Doamne, te rog și pentru casa mea să nu lipsească nimeni la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, și ne închinăm sufletele și ființele noastre în totul neputincioase și știind că nimic bun nu locuiește în noi, dar știind în același timp că Tu, Doamne, poți să faci din ființa noastră ceea ce este cu neputință la noi. Tu poți să faci din familia noastră, din adunarea noastră și din lumea în care trăim, ceea ce astăzi cu greu putem visa. Rămână harul tău, Doamne, peste fiecare familie reprezentată aici, peste fiecare văduvă, peste fiecare orfan, peste orice om singur, peste cel care este un părinte în casa ta și un părinte în această lume, pentru cel care te consideră tată pe tine, Doamne, pentru toți aceștia ne închinăm și ne rugăm și cerem binecuvântarea Ta vizibilă în această lume, în așa fel încât chipul Tău, Doamne, să fie văzut în viața și ființa familiei noastre și a Marei Familiei Lui Dumnezeu, până când pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Fi, Doamne, binecuvântat în veci de veci. Amin.